Multă binecuvântare tuturor! Bine ați venit din nou la continuarea temelor noastre. O foarte, foarte scurt sumare, capitulare de data trecută. Tema noastră, cred că se cunoaște, este vorba de echilibru spiritual, echilibru psihic, mental. Și am văzut că Dumnezeu, când intervine în viața noastră, pune în echilibru ambele. Și gândirea noastră, mintea noastră, conștiința noastră și partea spirituală. Spuneam data trecută care am lămurit care sunt cauzele unor dezechilibre psihice care pot apărea, după cum cunoaștem, care sunt semnele unei minți sănătoase pe care Dumnezeu ne poate da. Și de asemenea am văzut din perspectiva biblică că dorința lui Dumnezeu și scopul lui este ca să avem o minte sănătoasă. Aș vrea să continuăm în seara aceasta cu o temă care este extrem de importantă și ne gândim aici la faptul că majoritatea organismelor, a ființelor vii, suferă durerea fizică. Însă ființele umane, ființa umană, experimentează nu numai această durere fizică, ci și durerea sufletească, diferite angoase, suferințe mentale, psihice. Nu redau de la mine, ci din ceea ce spune în cartea Consilierea și Psihoterapia Pastorală, spune domnul doctor, specialist Sorin Sândulache. Tot dumnealui spunea, datorită capacităților raționale și intelectuale, ne îngrijorăm în legătură cu viitorul nostru, mi se pare normal, agonizăm asupra trecutului nostru, ne implicăm în mod psihic, mental, în suferința noastră, poate cel mai mult, în suferințele altora. De asemenea, ne luptăm cu diferite probleme ale durerii în noi înșine. Vinovăția este baza multor suferințe. Și este un subiect dominant, un subiect foarte, foarte vast, de aceea nici nu îmi asum faptul de a trata această problemă foarte vastă și nici nu sunt în specialitatea aceasta, dar bineînțeles că Biblia ne învață foarte multe lucruri în această privință, în ce privește vinovăția, în ce privește conștiința noastră. Biblia întotdeauna are ceva de spus, așa cum am zis-o întotdeauna, și pun mereu aceeași întrebare, are Biblia să ne spună ceva referitor la suferința morală? Are ceva să ne spună cu privire la simțămintele vinovăției? Cu problemele de conștiință, iată întrebări la care vrem să mergem în această seară cu ajutorul Domnului, în special cu ajutorul Bibliei, pentru că așa cum am spus-o, voi repeta și în această seară, Biblia ne dă răspuns să nu vă surprindă la marea majoritate a problemelor. Cu atât mai mult, acum când ne gândim la problema vinovăției, la sentimentele vinovăției, la problemele de conștiință, sigur, e atât de frumoasă Biblia când ne duce la origine și vom merge la origine să vedem când a apărut, cum a apărut. Și pentru aceasta aș vrea să lămurim doar două cuvinte pe care le vom folosi foarte mult în această seară. Și anume, vorbeam de suferința morală, vorbeam de conștiință. Haideți să vedem ce este în primul rând conștiința, ce s-a întâmplat cu ea. Conștiința este forma cea mai înaltă a omului. De reflectare a realității obiective, da? Este un produs al materiei superior organizate, creierul uman, al vieții sociale. Specialiștii ne spun că este un ansamblu de procese psihice variate, complexe, cuprinzând de la percepții, înțelegeți, noțiuni, judecăți, raționamente, inclusiv procesele afective și volițiunele, adică ele ne afectează emoțiile noastre și voința noastră. De asemenea, se spune că este sentimentul pe care omul îl are asupra modalității acțiunilor sale. Acționez corect, nu acționez corect, de aceea spunem am o stare de conștiință, am remușcări și așa mai departe. Da? Sinonim acestui cuvânt conștiință avem cugetul și Biblia are o sumedenie de versete și o sumedenie de lucruri de spus referitoare la cugetul nostru. Observați acest sinonim, conștiință și cuget
este capacitatea de a gândi, de gândire. De aia spuneam data trecută cât de important este să avem noi gândul lui Hristos, mintea lui Hristos în altă traducere. Sentimentul responsabilității morale înseamnă cuget, conștiință. Avem de multe ori expresia, mă mustră conștiința, mă mustră cugetul. Da? Unii sunt chinuiți de remușcări și unii poate chiar până mor. Apoi, cugetul este facultatea omului de a gândi, a înțelege sensul, legătura fenomenelor, intelect, minte, rațiune, judecată și așa mai departe. Haideți să pornim de un text biblic, mergem la origine, așa cum spuneam, și haideți să citim câteva versete din Geneza, chiar din cartea, prima carte a lui Moise, cartea începuturilor, versetul 4 la capitolul 3 spune: șarpele, știți foarte bine momentul în care Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului, nu avea probleme de conștiință, nu era căderea în păcat, era dependență totală de Dumnezeu și Dumnezeu atât a spus, doar să depindă de El, să asculte, și ascultarea aduce binecuvântare, dar se vede clar în Scriptură că șarpele, diavolul, a venit la femeie și iată, citesc câteva versete. Atunci când discută, el vine cu cuvântul oare, pune la îndoială cuvântul Domnului și Satana spune, întreabă, oare ce se va întâmpla? Și răspunsul este hotărât că voi nu veți muri. Da? Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din pomul opribii, se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. N-am să citesc toate versetele, dar atunci când a luat din rodul pomului oprit, spune atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Atenție! Au văzut că erau goi, au cusut la o altă frunze de smochin și au făcut șorțul din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu. Glasul Domnului Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a întrebat, unde ești? El spune, m-am ascuns printre pomii din grădină. Și observați mai departe ce răspunde Adam lui Dumnezeu. Ți-am auzit glasul în grădină și atenție. Prima dată, în urma conștiinței, încălcarea conștiinței, ascultării de Dumnezeu, l-a cuprins frica și pentru prima dată are această expresie, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Aici este intervenția lui Dumnezeu de la început. Și Domnul Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Vedeți? Tragedia conștiinței goale. Cine ți-a spus? Și Dumnezeu îi dă răspunsul, nu cumva ai mâncat din pomul de care ți-am poruncit să nu mănânci. Și omul a răspuns, femeia pe care mi-a dat totul. Și știți toată istoria, pentru că să vorbim pe parcursul acestor prezentări de patru tipuri de conștiință, de fapt cinci, printre care și conștiința care se dezvinovățește, aici a început, aici și are originea, în grădina Edenului. Aș vrea să plecăm de la următoarea idee. Ca să vorbim de conștiință, și de conștiință și de cunoașterea lui Dumnezeu, plec de la ideea aceasta importantă. Cum l-a cunoscut Adam și Eva la început, înainte de cădere și apoi ulterior. De aceea, important este cum ne raportăm noi la cunoașterea de Dumnezeu. Pentru că modul în care ne raportăm, modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, înțelegeți? Acesta ne va influența gândirea noastră, caracterul nostru, stilul chiar viații, vieții noastre și chiar la cei care predicăm, stilul predicilor. Am să vă dau o întâmplare scurt de tot despre doi mari evangheliști a secolelor trecute, nu știu, Spurgeon și Moody. Unul îl cunoștea pe Dumnezeu, o fațetă, ca un Dumnezeu plin de dragoste. Și mereu predica Ioan 3:16, Dumnezeu plin de dragoste. O săptămână întreagă în ciclu de predici, Dumnezeu este dragoste. Celălalt mare evanghelist îl vedea pe Dumnezeu de la cealaltă fațetă, ca un Dumnezeu mânios, și Dumnezeu în sine are și mânie, care stă în spatele păcătosului și atunci când păcătosul a săvârșit păcatul, Dumnezeu îl și lovește, îl pedepsește. Și predica lui era formată din mânia lui Dumnezeu care se revarsă asupra celui care a păcătuit. Vedeți, important este cine are dreptate. În ambele situații se cunoște caracterul lui Dumnezeu. Este dragoste, este și drept. Dar aș vrea să ne gândim la ceva foarte important în seara aceasta, plecând de la origine, de la cunoaștere. Mai este un mod de a cunoaște pe Dumnezeu. Să știi despre Dumnezeu este una, să știi despre Iisus este una, să-L cunoști din cărți, să-L cunoști din Biblie, dar este cu totul altceva să-L cunoști pe Dumnezeul Bibliei. Este una să cunoști Biblia, dar pe Dumnezeul Bibliei.
să-L cunoști pe Iisus și pe Iisus, autorul Bibliei, da? Gândiți-vă doar la Iov, atâta mai amintesc aici. Cum l-a cunoscut Iov până să aibă experiența directă cu Dumnezeu? La final, îmi place foarte mult finalul, unde Iov spune: Doamne Dumnezeule, până acum, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Înțelegeți, oameni buni? Una e să auzi despre Dumnezeu și acum, în urma experiențelor lungi pe care le-a avut Iov cu Dumnezeu, cu Creatorul, imaginele a fost schimbată, observați, se raportează altfel la Dumnezeu și el spune: Doamne, acum ochiul meu te-a văzut, Doamne, mă pocăiesc, mi-e scârbă de mine, este raportat la divinitate, înțelegeți, la Dumnezeu infinit și el spune: mă pocăiesc. Deci de aceea spun, este foarte important cum îl cunoaște pe Dumnezeu, cum ne raportăm la un astfel de Dumnezeu. Vreau să mă închei acesta cu un exemplu scurt, biblic. Vă aduceți aminte de pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos, pilda talanților? Precum Domnul spune că El a dat talanți, abilități, vorbeam de acestea dățile trecute, și unuia dintre robi a dat, stăpânul i-a dat, zice, un talent. Întrebarea mea era, până când n-am studiat, de ce oare robul acesta care a primit doar un singur talent, rețineți ce a făcut cu el? Nu l-a pus în negoț. Nu a căutat să aducă mai mulți cu ceea ce stăpânul i-a dat, da? Ce a făcut? L-a ascuns în pământ, spune cuvântul Domnului. Și atunci când vine stăpânul, pe fiecare raudă, iar lui știți ce spune? Pentru ce n-ai adus, nu l-ai pus în negoț? Știți ce spune el? Fiți atenți. Cum l-a cunoscut pe stăpân? Raportat la stăpân, el acționează. Și el spune așa la capitolul 25, dacă țineți minte, da? Versetul 24-25. Spune cuvântul Domnului: ceea ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis: Doamne, fiți atenți, am știut că ești un om aspru, seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Deci mi-a fost teamă și m-am adus de ți-am ascuns talentul. Deci observați cum îl cunoști, te raportezi la un astfel de Dumnezeu. Vreau să pornesc de la această idee. Citeam săptămâna aceasta dintr-o carte, ceva foarte interesant, m-a marcat și vreau să împărtășesc cu voi, referitor la caracterul religios greșit al nostru chiar. Este o carte scrisă de George Mueller, un doctor în psihiatrie, un creștin, și titlul este Dumnezeu este altfel, adică una cum ni-l imaginăm noi și așa cum este în adevăr Dumnezeu. Omul acesta ne spune că sunt patru comportamente care generează caracterul nostru, înțelegeți? Comportamentul religios. Avem același Dumnezeu, comportamente diferite, caractere diferite. Pe scurt vreau să le prezint și în seara aceasta o să ne ocupăm doar de un singur tip de conștiință. Aș vrea să vă aduc aminte de primul, care el spune, deformări religioase, precum fanatismul. Da? Eu vă dau un exemplu. Sunt unii care cred așa: Dumnezeu, este dragoste și dacă ești cu Dumnezeu, nu ți se întâmplă nimic rău în viață. Uneori așa am învățat copiii noștri, nu? Aduceți-vă aminte. Ai grijă că dacă n-ascult de Dumnezeu, Doamne, Doamne, te bate. Dacă ești cu Dumnezeu, îți va merge numai bine, Dumnezeu nu va face să-ți meargă rău, ceea ce e greșit din capul locului. Trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu așa cum este El, nu așa cum vrem noi. Vreau să vă întreb în această seară, mă întreb pe mine, oare Dumnezeu n-a fost cu Iosif în Egipt? Oare Dumnezeu n-a fost cu Iosif în casa lui Faraon? Nu a fost Dumnezeu cu Iosif în temniță? Și sunt o sumedenie de exemple care vi le pot da. Deci ce vreau să spun, observați, sunt alte extreme legate de fanatism. Dar omul acesta, doctorul spune așa, alții au o pioșenie exagerată. Alții arată fariseism, negarea pseudomistică acestei lumi, manifestarea ale unor spaime ascunse. Alți oameni par derutați, înstrăinați de lume. O Biblia citesc, înțelegeți ce vreau să spun? Nu știu dacă mă fac înțeles. De exemplu, alți creștini caută prin abstinență, asceză, confirmarea propriului drept la viață. Apoi alții care se bazează pe acțiuni bisericești. Alții se bazează pe ceea ce fac ei, că e un Dumnezeu care cere să faci ceva pentru ca să fii mântuit. Cred că mă înțelegeți ce vreau să spun, da?
Adică mântuirea se capătă prin fapte. Și apoi sunt alții care, în cazurile poate cele mai grave, să spun, unii se crede de dreptul profeți sau emisari ai cerului. De ce sunt aceste comportamente, aceste gândiri? Tocmai datorită faptului, conceptului, cine suntem noi, cine e Dumnezeu la care ne raportăm, nu? Trebuie să ne gândim serios la această problemă. De aceea sunt atâtea comportamente strange, curioase câteodată. Vreau să vi dau pe al doilea, omul acesta ne mai spune de caracterul isteric. Ceva foarte interesant, spune că îl întâlnim adesea în practica religioasă, da? Din teama de a nu pierde sentimentul că suntem protejați, că ești protejat. Ca să te afli în siguranță, se spune că un astfel de comportament se agață de oamenii din jur, de ce credeți, de ei, acolo identitatea lor, acolo se simt în siguranță. Observați problema aceasta, mă gândeam astăzi la acest aspect. Gândiți-vă la situația în care regele Saul, după ce Dumnezeu îl leapă de ca împărat, cred că vă aduceți aminte, el nu mai era în siguranță. El n-a căutat protecție înapoi, protejarea înapoi la Dumnezeu. El devine, cred că știți, violent. Țineți bine minte lucrul acesta și situația cu regele David. Și în momentul în care el vine, Samuel a el să-l mustre, aduceți-vă aminte ce spune regele Saul. Recunoaște, fiți foarte atent, recunoaște în conștiința lui. Știe că a păcătuit, dar știți de ce vrea să se prindă el? Vă aduceți aminte? Am păcătuit, dar cinstește-mă în fața bătrânilor lui Israel. Și-o pierdut, de fapt, una din sentimentele acestea de siguranță, de protejare. Ce diferență între regele acesta și regele David, cred că vă aduceți aminte, protecția lui, identitatea lui era în Dumnezeu, siguranța lui David era în Dumnezeu. Fiți atenți, și unul și altul păcătuiesc, însă vreau să-l observați bine pe David. David depinde de Dumnezeu. Citiți toți psalmii, David se agață de Dumnezeu. Însă oamenii aceștia devin, așa cum am spus, chiar isterici, gândiți-vă bine la Saul, regele Saul. Oamenii aceștia sunt extrem de emotivi, reacționează adesea prea mult entuziasm, alteori poate o indignare exagerată. Se pare că un fel de depresie din acestea bipolară, dacă înțelegem, da? Apare frica din subconștient. Cât de important este pentru noi, dragilor, să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este și să ne raportăm la acest Dumnezeu al Bibliei, cum prezintă Biblia sub toate fațetele pe Dumnezeu, să cunoaște atributele lui Dumnezeu. Mai este un comportament religios greșit, este caracterul obsesiv, spune acest specialist, tot din cauza temerii, da? Iar și iată, mai vreau să vă dau un exemplu. Omul cu structura obsesivă vrea să se asigură de asemenea că este protejat din această cauză. Vreau să observați că el uneori parcă schimbă personalitatea. Gândiți-vă bine la ceea ce urmează să spun. Nu de puține ori sunt cazurile în funcție de situații. Oamenii se schimbă după situații. Înțelegeți ce vreau să spun? Până la urmă, dacă ne gândim la aceasta dedublarea personalității, iată un mare defect. Și haideți să ne gândim la câteva lucruri pe care le spune cuvântul Domnului. Gândiți-vă la cărturari și farisei, da? Oamenii aceștia obsesivi de care spuneam, nu era problema că ucenicii, zice, ideea lor era aceea, uite că ucenicii tăi nu se spală pe mâini. Nu era ideea neapărat că ei nu au făcut lucrul acesta. Era ceva obsesiv pentru ei, da? Vreau să înțelegeți ce vreau să spun. Pentru că ei erau focalizați doar pe exterior, dacă vă uitați foarte bine. Oamenii aceștia, dacă vă uitați, își caută asigurarea prin leguri, reguli, interdicții, înțelegeți, respectarea anumitor ritualuri, dacă vreți. Gândiți-vă chiar la farisei și cărturari, 660 de reguli și regulamente. Este extraordinar. Din tot ceea ce a găsit din legea lui Moise, oare de ce? Tendința de a verifica pe oameni, apoi ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, țineți minte cu privire la rugăciune, să nu repetați mereu aceleași cuvinte. De fapt, acest se referea în mod obsesiv. Oameni care au acest caracter, acest ritual, acest religios caracter greșit. Și ultimul, mai amintește el, acesta se întâlnește destul de frecvent, caracterul depresiv. Cine sunt aceștia? Tot așa citeam despre un specialist neurolog, spunea că poți să-i cunoști pe oamenii tradiționaliști, formaliști,
în special cei care sunt perfecționiști, cred că înțelegeți, ei vrea în adevăr să ajungă la perfecțiune prin propriile lor eforturi, prin ceea ce fac ei. Și oamenii aceștia poți cunoaște că sunt mereu crispați de dorința de a ajunge perfecțiunea. Cunoașteți aceste atitudini? Un efort de a deveni prin forțe proprii, sfânt, ok, duce la resemnare, depresie, este vorba în primul rând, de exemplu, de refularea unor sentimente, mânia, frica, vinovăția, tristețea și așa mai departe, vorbind de vinovăție. Ok? Dragii mei, legat de problema aceasta, cum rezolvă Dumnezeu problemele? Care este problema vinovăției? Noi, ca și creștini, avem momente în care ne simțim vinovați? Cum e problema noastră cu conștiința și cu cugetul nostru? Mă gândeam zilele acestea la un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Am trăit cu ideea și trăim cu ideea unii că din moment ce a venit la Iisus Hristos, Domnul nostru, cugetul nostru, ok, este curat forever and ever, odată pentru totdeauna. Dumneavoastră ce spuneți de aceasta? Ce spunem de lucrul acesta? Că suntem curați odată pentru totdeauna. Ce ziceți? Ceea ce nu cred. Haideți să vedem în cuvântul Domnului ceea ce spune Apostolul Pavel la Evrei, la capitolul 9, versetul 8. Și pentru aceasta vreau să plec de la ideea de ce jertfe în Vechiul Testament. Care era scopul jertfelor, care era scopul sângelui, vă aduceți aminte? Și Pavel vorbește acolo în versetul 9, capitolul 9, versetul 9, ceva foarte interesant. Era o semânare pentru vremea de acum, când se aduc, vă citesc din Biblie, când se aduc darul jertfe care nu pot duce pe cei ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de ce? De cugetul lor, ceea ce am pierdut. Acum, Biblia ne-l prezintă pe Iisus Hristos ca marele preot și el ne spune așa că Iisus Hristos a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap, de viței, okay, ci cu însuși sângele său, fiți foarte atenți. A intrat odată pentru totdeauna, dar de ce? Asta îmi place versetul 13, ascultați. Dacă sângele taurilor, al țapilor, cenușa unei vaci stropite peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, fiți foarte atenți la ce urmează, versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu. Uitați ce urmează. Vă va curăța cugetul, faptele, cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Adică, ca să poți sluji unui Dumnezeu viu, adevărat, tu ai nevoie de un cuget curat. Tu ai nevoie de conștiință curată și vom vedea de cele cinci tipuri de conștiință pe care le avem. Una singură este cea obiectivă, oameni buni. Una singură este cea obiectivă pe care o să le vedem. Și dacă tot vorbesc de conștiințe, am să revin asupra lor, dați-mi voie numai să vă arăt legat de aceasta, dacă îmi permiteți. Aș vrea să vedeți, iată ce este conștiința. Aș vrea să vedem și să reluăm ca să nu uităm că acum intrăm în miezul subiectului, cum spunem noi. Observați, este forma cea mai înaltă a omului. Primul lucru, reflectarea realității obiective, produs al materiei superioare organizate ale vieții sociale. Al doilea, este un ansamblu de procese psihice variate, complexe, senzații ce vă spuneam. Al treilea, sentimente pe care omul are asupra moralității acțiunilor sale. Da? Iată, la patru, conștiința, sinonim capacitatea de a gândi, meditație, de a lua decizii și așa mai departe. Dar haideți să mergem la următorul lucru. Iată ce am găsit în cuvântul Domnului legat de conștiință, devenind ca o parte a psihicului uman care îi induce agonie mentală, sentiment de vinovăție. Dar cuvântul grecesc, conștiință, în toate referă Noul Testament, aveți conștientizare morală sau conștiință morală? Conștiința reacționează când, dragilor? Atunci când acțiunile, gândurile, cuvintele omului sunt în conformitate, subliniați-vă, sau în contradicție cu un standard
pentru bine și rău. Nu-i standardul meu sau al vostru, ci este un standard pe care Creatorul, Dumnezeu, l-a stabilit, bine? Acum, uitați-vă dumneavoastră ce înseamnă conștiința, uitați-vă ce înseamnă cugetul încărcat, uitați-vă ce înseamnă suferința morală de care spuneam. Este o suferință fundamentală, oamenilor. Asta e suferința. Orice boli care le vedem pleacă de aici. Pentru că Dumnezeu, vreau să revin la același lucru, dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu spune, pentru că n-ai ascultat, blestemat este tot pământul din cauza ta. Deci nu Dumnezeu este responsabil de suferințe. Oameni buni, mă ascultați bine. De toată suferința din lume, suferința fundamentală, suferința morală, nu Dumnezeu este vinovat. Omul prin păcat. Păcatul a dus suferință de orice natură. Conștiința imatură este o suferință. Conștiința distorsionată, conștiința evidată. Ce înseamnă evidată? Lasă un vid în interior, scoțând o parte din materie, este în textul românesc. Ce au scos oamenii? Am vorbit zilele trecute și Romani capitolul 1, țineți minte ce am găsit? Că el a exclus pe Dumnezeu din viața lor, din mentalitatea lor, din gândirea lor, din conștiința lor. Și normal, o să vorbim, primul lucru, o conștiință evidată, un gol în inimile oamenilor. Vedeți care sunt rădăcinele spirituale, etice, morale a unei astfel de conștiințe. Care sunt? Uitați-vă, o să vorbim de aceste tipuri de conștiință. În seara aceasta sper să mergem doar la prima. Conștiința erodată datorită simțământului goliciunii permanente. Asta este primul tip. Al doilea, conștiința vinovată datorită îndreptățirii de sine. Se dezvinovățește, observați, revin în Geneza. Unde își are originea? Dumnezeu îl întreabă pe Adam, ce ai făcut? Ce răspunde Adam, oamenii mei, frații mei și surori? Prieteni, nu eu am făcut. Soția, femeia pe care mi-ai dat-o tu, remarcați, vă rog, fiți foarte atenți. Ce spune Adam după căderea în păcat? S-a schimbat gândirea lui cu privire la Dumnezeu? Ce vă spuneam? Cum îl percepe? Ce înțelegi din aceasta? Femeia pe care mi-ai dat-o tu. Primul lucru, tu ai făcut-o așa, tu ești responsabil, da? Se dezvinovățește. Și al doilea, ea m-a determinat pe mine, dezvinovățirea. Dumnezeu se duce la femeie și întreabă. Ce răspunde ea? Nu eu, ci șarpele, diavolul, observați până în zilele noastre dezvinovățarea conștiinței? Eram copil. Mă întreba mama, mă, de ce ai făcut treaba aceasta? Mamă, diavolul m-a împins. Și diavolul m-a împins este sindromul zilelor noastre. Frate, de ce ai făcut? Diavolul m-a împins. Soră, de ce ai făcut? Diavolul m-a împins. Spune, draga mea soție, de ce ai făcut? Mă, satana m-a împins. Vedeți, fraților, problema aceasta care o să o discutăm zilele acestea, sunt extrem de importante problemele acestea. O conștiință care se dezvinovățește. Observați că istoria s-a încheiat la șarpe, la diavolul îi convine. Tu să nu recunoști. O altă conștiință pe care o să o vedem. Conștiința unei vinății obiective, reale. E de asta o să vorbim mult, poate data viitoare. Asta este în urma încălcării cuvântului lui Dumnezeu, a principiilor biblice și nu numai, o să vedem pe parcursul prezentărilor, omul își cunoaște vinovăția, omul se întoarce și este cea mai frumos exemplu. Știți care îl avem? Mă mut în Noul Testament, dragilor. Aici ne este numai așa un overview, da? O privire în ansamblu la ceea ce am să împărtășesc cu voi. Gândiți-vă bine, vă rog frumos, gândiți-vă la fiul risipitor. E ok? Când se întoarce omul acesta, conștiința lui, conștiința îi spunea ce am făcut, unde am ajuns. Și el spune în conștiința lui, fiți foarte atenți, mă voi întoarce la tatăl meu, era afectată și voința și sentimentele, ființa lui întreagă și îi voi spune, tată, am păcătuit împotriva, fiți atenți la citirea Bibliei. Nu spune, tata, am păcătuit împotriva ta doar, împotriva cerului
și împotriva ta. Asta este conștiința unei vinății obiective, o recunoaștere obiectivă, o să revenim asupra lor. Și mai stau de două tipuri. Conștiința tulburată de o vinăție subiectivă, o să venim la cea nevrotică, o să vedem ce este cea subiectivă și știți care poate să fie. Ca să mă înțelegeți, urmează, vă spun clar, când nu este un lucru care e păcat, nu-i păcat în sine, dar dacă tu îmi spui mie că e păcat și eu vreau să îți dau ție dreptate și spun că e păcat, eu vinovăție subiectivă. Cel mai simplu exemplu vi-l dau, îmi vine în minte chiar acum, oameni buni. Haideți, gândiți-vă toți împreună cu mine. Știu când eram copil acasă, nu spun cu critic asupra părinților, nu, dar eu știu că se spunea clar, domne, dacă ai un televizor în casă, e păcat și ni se spune asta și eu am pus întrebarea așa odată, știți, într-o biserică și am pus întrebarea, fraților, cum vă explicați că televizorul nu era un mare păcat înainte de Revoluție și acum nu mai e păcat televizorul și să te uiți la televizor, la care un păstor îmi spune cam așa și toată biserica a venit să s-a amuzat, păi nu mai e păcat pentru că noi păstorii, conducători, avem televizor acum. Ok? Înțelegeți ce vreau să spun, oameni buni? Era o vinovăție subiectivă. Dar eu trăiam cu vinovăție, mi-aduc aminte, eram copil, mă împărtășesc cu voi dacă îmi permiteți. M-am dus la niște prieteni, avea televizor și am întors spatele televizorului. Mă credeți ce vă zic? Că știam că era păcat să mă uit la televizor. Asta înseamnă o vinovăție subiectivă. Câte vinovății subiective poartă oamenii și creștinii în viața lor? Și ultima, o să vorbim de ea, este cea imatură, nedezvoltată, adică o minte nedezvoltată. Tot vorbeam zilele trecute ce înseamnă o maturitate în gândire, maturitate mentală, echilibrată, lipsită de simțământul corect al responsabilității, anumit copilărie îndelungată. Și vreau să mă opresc aici cu prezentarea, pentru că vreau să vă fac atenți la un lucru foarte, foarte important. Zilele aceasta am vorbit cu cineva, mi-a dat telefonul, ori am vorbit cu ei, printre altele, mă întreba de soția lui, care era într-o situație foarte, foarte, foarte grea. Înțelegeți? Oameni buni. Și situațiile astea sunt foarte multe. Dar am să vă dau cu altă ocazie lămurirea asupra unor lucruri. Numai atât vreau să amintesc că în discuțiile care le-am avut, mi-am adus aminte de o problemă interesantă a lui Pavel cu cei din Corint. Țineți-vă aminte ce spune Pavel corintenilor? Legat de minte, de gândire, de maturitate? Nu fiți copii la minte, da? Fiți oameni mari, maturi. Și acum el continuă, spune, la răutate fiți copii, dar la gândire, ce să fiți? Oameni mari, adulți. Cât importantă e problema asta? Dragilor, acum revin la vinovăție și mă întorc înapoi să vedem. Vedeți de ce ne simțim noi vinovați uneori? Ceea ce îmi place foarte mult este, observați, ce cere cugetul meu. Cugetul meu cere desăvârșirea pierdută în Eden. Vreau să fiu ca la început. Poate să fie omul fără vină? Vreau să vă întreb. Fiva omul fără vină? Ce a pregătit Dumnezeu pentru aceasta? Vedeți o chestie importantă și mă raportez prin ceea ce trecem noi acum, da? Spuneți-mi, care din noi vede virusul? Nu vedem. Dar vedem efectele, inclusiv moartea. Păcatul, cine îl vede? Invizibil. Vedem consecințele, în mod absolut. Consecințele, ok? Acum, o întrebare pe care vreau să vă zic, care mi se pare interesantă și zilele acestea, credeți-mă, ca și voi, tot mergând la, mergeam pe afară, veneam acasă, zic, măi, conform recomandărilor, pentru prevenire, prevenția mea, cei din casă, pentru sănătatea mea, în fiecare dată, când veneam de afară, mă duceam, mă spălam pe mâini, cu săpun, înțelegeți, conform recomandărilor. Știți de ce, da? Acum, eu mă întreb așa și pe dumneavoastră. Poți să fii un creștin născut din nou și mergând prin lumea aceasta să nu fii afectat de păcat? Să nu te afectezi într-un fel sau în altul? Când am eu nevoie de curățire sau supun puțin altfel ca să ne schimbăm imaginea, da? Că imaginea noastră e că dacă suntem pocăiți, ne-am întors la Dumnezeu, noi nu mai avem treabă cu cugetul, cu conștiința noastră, bine? V-aș întreba, putem să lucrăm la o fabrică de săpun, de detergent și o să am hainele murdare?
Pot să lucrez la o fabrică de săpun să am mâinile murdare? În mod absolut. Asta este imaginea noastră, oameni buni, frați și surori. Eu și voi avem nevoie, Pavel spune de câteva ori, ci să ne păstrăm un cuget curat, o conștiință curată, pe care unii l-au pierdut. Și ce au făcut? Au căzut. Înțelegem? Înțelegem care e drumul? Înțelegem de ce avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos? Înțelegem? Că sângele lui ne curățește, ne sfințește, ori de câte recunoaștem sincer, deschis, fără ascunzișuri, că asta este consecința din grădina Edenului, să recunoști sincer înaintea Domnului, fără să te dezvinovățești și să poți mărturisi Domnului. Foarte important e. Dragii mei, timpul nostru a trecut. De aceea vreau să mai spun câteva lucruri spre final și pentru data viitoare o să vorbim în primul rând de conștiința erodată prin simțământul goliciunii permanente, a lipsei de valoare, de sine, de sens. O să vorbim puțin mai mult. Acum doar aș vrea să spun că în orice situație am fi, avem de o conștiință curată. Vă spuneam dățile trecute, țineți minte și nu uitați, vă rog în numele Domnului, sunt foarte mulți a căror minte, a căror gândire este alterată, este afectată și trăiesc de dezechilibru psihic. De ce? Au unor traume din trecut. A faptului că nu pot să ierte. Mă ascultați bine ce vreau să spun. Nu pot să ierte. Asta încarcă conștiința. Cât ierți, atât te iartă Dumnezeu. Și gândiți-vă la o listă întreagă de aceste aspecte. Avem nevoie zilnic de igiena minții noastre, frați, surori și prieteni. E adevărat sau nu? Am nevoie în fiecare dimineață când mă trezesc, îmi fac igiena, mă spăl pe față, nu e așa? Acum cu pandemia în care suntem, mult mai frecvent, trăim într-o lume întinată. Sunt două aspecte care vreau să vi le spun spre final. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos spală picioarele ucenicilor? Se duce la Petru și vrea să spele picioarele lui Petru. Ce spune Petru? Vedeți perceperea? Vedeți ce spune? Doamne, Tu să-mi speli mie picioare? Nu, în niciun caz. Bine, Petre, dar eu întreb, dar de ce ne-ai vrut să speli piciorul lui Iisus la început? Asta a fost oportunitatea cea mai mare lui Petru pe care a pierdut-o. Avea cea mai bună ocazie, înțelegeți, să spele picioarele Mântuitorului. Vă credeți că a pierdut-o? Și acum Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Ăsta era scopul. Omul curat, sfințit, spălat de păcatele lui, are parte cu Hristos. Ce spune Petru? Oh, Doamne, atunci nu mai picioare și capul și draga mea ființă. Domnul spune, nu. Cei ce s-au spălat nu mai au nevoie de aceasta. Înțelegeți ce vreau să spun? Ați fost spălați. Asta este primul aspect, asta e procesul. Asta este când ai venit la mântuire. Pentru prima dată, tot trecutul tău a fost spălat, curățit, forever and ever, and ever, cum spune un american. Înțelegeți? Pentru totdeauna. Dar umblând zilnic, ce a fost în pilda spălării picioare, în exemplu spălării picioare, frații mei, surori, asta e problema mea și a voastră și a noastră, a tuturor, umblând în praful lumii acesteia, ducându-te la serviciu, te super, te enervezi și nu numai atât, pe calculator, câte lucruri nu vrei să auzi? Oare zilnic de sfințire? Oare nu s-a încărcat conștiința ta? Oare cugetul tău nu s-a încărcat? Nu s-a pus praf, mizerie în mintea ta, în fața ochilor tăi? Și astăzi tine sunt cu mintea stricată. De ce mulți, mulți? Pentru că mintea lor s-a stricat exact cum spune Biblia. Pentru că ei nu-și curăță zilnic, nu fac igiena zilnică. Pentru asta vă rog, țineți minte ce spun azi. Avem nevoie. Avem nevoie de curățirea minții, de curățirea inimii, zilnic înaintea Domnului. Conștiința noastră curată. Ce frumos, oameni buni, frați și surori, în fiecare seară să spui capul pe pernă cu o conștiință curată. Ce ziceți? Nu? Cu un cuget curat. Ce frumos să te trezești în fiecare dimineață cu o conștiință curată, cu un cuget curat. Și îmi permite să vă spun ceva? Ascultați-mă atenți. Omul care trăiește cu un cuget și o minte curată, știți ce visează? Are visuri frumoase și bune. Voi mă credeți? Da.
Ce acumulezi? Că mintea funcționează noaptea, nu ziua, știați? Mintea ta lucrează noaptea, chiar ce foarte interesantă, că mintea ta muncește noaptea. Dacă nu mai poți să dormi, noaptea te gândești ce am să fac a doua zi. Și mintea ta începe să macine. Înțelegeți? Ce dai minții tale, aia macină. Și are nevoie igiena zilnică pe care vă rog să o faceți. Pentru că trăim o vreme, și aici vreau să închei, trăim o vreme a conștiinței erodate, prin simțământul goliciunii permanente, a lipsei de valoare de sine și de sens. De ce? Pentru că sensul și valoarea mea o am în Dumnezeu, în Eden, în creație și identitatea mea e acolo. Înțelegem? Omul de astăzi face experiențe unei profunde goliciuni, goliciunea sufletească a sufletului care l-a pierdut pe Dumnezeu, înțelegeți? Și ascultați ce spune bogatul din Biblie. Nu banii îți aduc conștiința curată, ci o încarcă mai tare. Nu plăcere de o clipă a păcatului, nu nimic. Iată ce spune bogatul din Biblie, Luca 13, cred că vă aduceți aminte, da? I s-a mărit bogățiile, a mărit ambarele și ce a zis omul cu conștiința goală? Ce a zis sufletului său? Acolo e conștiința de mine, de sine. Avem conștiința de Dumnezeu, conștiința de sine și conștiința de mediul înconjurător. În conștiința lui ce a zis? Suflete, ai de toate. Bea, mănâncă și veselește-te. Vă rog să spuneți ce răspunde Dumnezeu. Are un cuvânt care, fiți atenți, l-aveți des în Biblie, mai ales în proverbele. Nebunule, neînțeleptule. În noaptea aceasta ți se cer apoi sufletul și toate care sunt ale cui vor fi. Adică sufletul nu mănâncă, înțelegeți? Nu bea, nu se înveselește cu ce îi dai fizic, cu Dumnezeu. Asta. Și vedeți goliciunea asta care se trăiește. Și spune Eclesiastul, înțeleptul Solomon, la o anumită vreme din viața lui, fraților, dragi surori și prieteni, știți ce spune el? În Eclesiastul și îmi place Solomon în anumită etapă, că așa se întâmplă la bătrânețe, cum zice românul, îți vine mintea la cap, înțelegeți? El scrie așa, Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei. Cu ce îți umpli golul acesta? Cu Dumnezeu ai rezolvat problema conștiinței. Orice altceva în afară de asta, mai rău te încarci cu ele. De aceea mă rog lui Dumnezeu în această seară, ne rugăm Domnului să ne binecuvinteze pe toți, să nu trăim nici la nivel de gândire, de comportamente de genul acesta. Ne păzește de depresii, ne păzește de isterie, ne păzește de răutate, ne păzește de iuțime, de furie, de crime, de orice oameni buni, de clevetire, de bârfă, răutatea care în inimă, zice Dumnezeu, am găsit răutatea până și în casa mea, zice Domnul, Doamne, ajută-ne și ne binecuvântă. Și mulțumim că ne-ai dat sângele Tău și vreau să ne rugăm Domnului pentru asta. Doamne, Te laud și Te binecuvintesc, ești un Dumnezeu minunat, minunat. Ne dăm seama că Tu ai avut în vedere când ai crezut pe om să-l protejezi, de aceea Tu l-ai sfătuit, i-ai dat sfat, l-ai înștiințat. Și prin ascultare omul a căzut și prin primul Adam noi suntem născuți în ascultare, în păcat. Dar Te laud, Doamne, și Te laudăm în seara aceasta că Tu ai știut cum să asiguri iertarea noastră, cum să dai liniște conștiinței noastre și în mod special, Tată, mulțumesc și mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Glorie Ție, Mântuitorule iubit! Toți declarăm și știm că Tu ai murit la Golgota pentru păcatele noastre. Și ai înviat pentru că ne-ai socotit neprihăniți, fie ca sângele Tău să curățească conștiința noastră a tuturor. Și dacă sunt prieteni care ne ascultă, nemântuiți, încărcați de vinovății, de păcate, Doamne Iisuse, chemăm numele Tău pe viața lor, fie ca numele Tău și sângele lor să ajute să-i convingi Tu prin Duhul Sfânt să se întoarcă la Tine, să aibă o conștiință curată, să fie mântuiți, salvați de Domnul Iisus Hristos. Iar nouă tuturor, Doamne, și în seara aceasta, chiar înainte de culcare, Te rugăm, curățește-ne gândul, curățăm gândul, sfințește-ne, Doamne, și ajută-mă să trăiești și să stăm cu un cuget curat. Doamne, rămâne sub protecția Ta, rămâne sub protecția sângelui Tău și fă-ne ca să înțelegem acestei gânduri, aceste cuvinte, deschidem și mie mintea, gândirea, deschide-ne la toți și în acest timp de întâlnire a noastră, ajută-ne, Domnul nostru, ca să Te cunoaștem mai mult și în funcție de
cum te cunoaștem, așa cum te arată cuvântul tău, să ne putem raporta la tine. Fie peste noi binecuvântarea ta, sfințirea ta, împlinirea ta, înțelepciunea ta, și pentru că vei face aceasta cu fiecare dintre noi care credem în tine, Tată, te binecuvântăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.